În anul 2013 s-a înregistrat un număr de 35 de intervenții la incendii de vegetație uscată și resturi vegetale în Timiș. Localitățile cu cele mai multe incendieri sunt Lugoj în număr de 6, Margina în număr de 5, Curtea 3 și Făget 2. Preponderent s-a urmărit igienizarea pășunilor din estul județului. În anul 2012 s-au aplicat 25 de avertismente, 15 amenzi în cuantum de 75.000 de lei pentru incendierea miriștilor și vegetațiilor uscate. Sigur că acest lucru ne bucură, pentru că în primul rând putem spune că avem o reducere semnificativă la consumul de carburanți, la uzura pieselor autospecialor, dar în același timp suntem conștienți de faptul că dacă va fi o vară foarte secetoasă, pot să apară incendii cu toate eforturile pe care noi le vom desfășura în această direcție, pentru că trebuie să vă spun că am reluat buna practică a acelora a acțiunilor din campania agricolă. S-a renunțat din păcate o bună perioadă de timp la acest termen de campanie agricolă și trebuie să reintrăm și să desfășurăm acțiuni de educație preventivă a populației, prin aceea pentru că, de fapt, incendiile care se produc în scopul igienizării terenului agricole pun în pericol instalații de transport gaze naturale, transformatoare electrice, căi de comunicații rutiere și calea ferată. Deci se pot produce serioase pagube materiale. De pildă, în anul 2012 au fost aplicate un număr de 40 de sancțiuni contravenționale persoanelor vinovate de producerea unor incendii și am spus că și în anul acesta, în cazul în care va fi un număr mare de incendii și persoanele vinovate vor fi identificate, sigur că se vor aplica măsurile legale pentru faptele săvârșite. În primele 5 luni, numărul acestor incendii s-a diminuat cu 93% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, respectiv de la 491 de astfel de intervenții la doar 35 de intervenții. Suprafața incendiată în acest an este de aproximativ 56 de hectare, comparativ cu 2500 în anul 2012.